În pragul unui nou val de infectări, după ce autoritățile au anunțat oficial prezența tulpinei Omicron în Republica Moldova și au făcut noi îndemnuri la vaccinare, am discutat cu moldoveni din diaspora despre cum decurge acest proces în țările lor de reședință, dar și cum i-a ajutat vaccinarea să-i revadă pe cei dragi de sărbători. Așteptam vaccinul cu mare nerăbdare, respectiv atunci când acesta a fost aprobat de către OMS, Organizația Mondială a Sănătății, a fost o mare bucurie pentru mine și o mare eliberare, pentru că am început să văd luminița de la capătul tunelului. A fost un proces foarte simplu, rapid. Într-o oră deja am fost vaccinată și a fost complet nedureros, pentru că eu, de fapt, am o fobie strașnică de ace, seringi, sânge, coridoare medicale. Nu prea am ezitat practic deloc. Știu cam cum e procesul de crearea vaccinilor. Știu că deja au o grupă de oameni care benevol se duc și testează vaccinul și e un proces lung, îndelungat. Я думала, что чем больше людей, в принципе, делают вакцину, тем меньше у нас шансов на продолжение этой пандемии. То есть, ну, и больше шансов как-то защититься. Acum am făcut a treia doză împreună cu părinții mei când am venit în Moldova din Franța, booster-ul cu Moderna și mă simt foarte bine. Până la ziua curentă, cea mai bună metodă de a lupta cu virusul în societate e vaccinarea? Am decis să mă vaccinez pentru că nu am vrut să ajung la terapie intensivă în spital în cazul în care luam COVID și de asemenea nu voiam să-i pun în pericol pe cei dragi. Tatăl meu a avut COVID destul de serios, care i-a lăsat sechele până în ziua de azi, deci deja peste un an și ceva de la COVID. Nu aș fi vrut să-l mai pun încă o dată într-un asemenea pericol. Am încercat să ascult medicii, am încercat să ascult savanții, am încercat să citesc cât mai multe articole științifice ca să mă informez despre beneficiile vaccinului și care ar fi care ar fi și efectele coronavirusului. Și le-am simțit și pe pielea mea și de asta pot spune că vaccinul într-adevăr este cea mai bună soluție ca să putem să oprim pandemia. Nefiind vaccinată, îl simțeam constant acest sentiment de vină. Vină pentru că, spre exemplu, sunt atâtea persoane care nu pot să se vaccineze și eu, putând să mă vaccinez, nu știu, încă stau pe dubii. O revinovăție atunci când unchiul meu, care avea niște probleme de sănătate subiacente, a fost internat în spital și eu mă gândeam, dar ce fac eu ca să protejez persoanele aflate în grupuri de risc? O revinovăție atunci când bunicii mei au avut COVID și eu aveam sentimentul ăsta de neputință și de vulnerabilitate, pentru că știam că eu nu-i pot ajuta și că starea lor se poate agrava în orice moment. Și eu am scăpat de acest sentiment de vinovăție iarăși doar atunci când m-am vaccinat. Если я вакцинирована, у меня, соответственно, меньше шансов заразиться, соответственно, меньше шансов подвергнуть риску какие-то ключевые группы, типа 50+, люди, ну, то есть, там, люди с хроническими заболеваниями и так далее. În Franța, la moment, din ultimele date, dacă m-am informat corect, 91,5% din populația adultă franceză este vaccinată cu ambele doze. Procesul de vaccinare inițial, la fel ca în toate țările, au fost foarte mulți sceptici în legătură cu vaccinul, pentru că nu erau foarte bine informați care ar fi componența vaccinului și anumite cunoștințe din medicină lipseau pentru ca să putem gândi clar. În Marea Britanie a fost foarte segmentat cumva procesul în baza categoriilor de vârstă. Я видела часть людей, которые идут туда как будто бы насильно, то есть они не делали это осознанно. Но вот в поликлинике, где я была, там, ну, когда была первая вакцина, это еще тогда было не обязательно, и там все были по записи. Когда пошла делать вторую вакцину, это уже стало обязательным для некоторых профессий. И там уже были драки на улице за очередь, там бабушки друг друга били папками какими-то с документами. То есть там это все очень как-то хаотично.
В Молдове, мне кажется, что люди более осознанно подошли к вакцинации, нежели в Украине. În țara în care învăț eu, în Ungaria, rata de vaccinare este de circa 61% din datele pe care le-am citit eu mai recent, ceea ce înseamnă că circa 6 milioane din aproape 10 milioane de locuitori ai Ungariei sunt complet vaccinați cu ambele doze. Această rată nu crește, se menține constant la acest număr, la acest volum de 60%. Totodată există foarte multă dezinformare și propaganda și în Ungaria. Erau și campanii de informare pe general, adică publicul și prin ziaruri și prin media a fost bine informat. În Germania foarte repede a ajuns la 60% vaccinare, 70% și acum cu ultimele 30% deja, da, oamenii mai ezită, e mai complicat. E important să ne vaccinăm pentru ca spitalele noastre să nu fie umplute de cazuri COVID, astfel încât personalul medical să nu mai aibă timp pentru a se concentra pe celelalte probleme de sănătate cu care se confruntă populația. Trebuie să vă vaccinați în primul rând. Trebuie să ascultați medicii. Între vaccină și între COVID, mult mai răzabil să preferi vaccina. Vaccinirați-vă. Nu, mie lično, действительно, это очень помогло. Я себя чувствую лучше. Eu respect opiniile personale ale fiecăruia, dar personal pentru mine am înțeles că beneficiile vaccinării depășesc cu mult riscurile asociate cu acestea. În Republica Moldova, numărul celor vaccinați cu schema completă abia a depășit 1 milion de persoane, ceea ce înseamnă o acoperire națională de sub 30%.